un mesaj, nu? Pentru Dâmbovițeni, pentru jurnalul de Dâmbovița, pentru autorități, pentru tot ce da, ai pe suflet da, și da. Ce ai trăit astăzi. Ce să vă spun, citiți un ziar, singurul ziar, da, singurul cotidian rămas în Dâmbovița, singurul cotidian independent, pentru că doar așa aflați realitatea, da? Ce se întâmplă cu adevărat în realitate, cu viețile voastre. Și așa mai departe. Vă mulțumesc că ați venit să ne așteptați aici în Târgoviște. Cu mult drag.